Bună seara, bună ziua sau bună dimineața, dragi români de pretutindeni, pentru că ne întoarcem la origini așa cum ne-am obișnuit. Bine ați revenit la un nou episod al RRC Podcast. În acest episod vom vorbi despre Alice Voinescu, strălucită profesoară, scriitoare, eseistă, critic de teatru, una dintre marile valori ale României, care a fost umilită de bolșevici. Alice Voinescu s-a născut pe 10 februarie 1885 la Turnu Severin, într-o familie de intelectuali, tatăl ei fiind avocatul Sterie Steriadi, doctor în drept la Paris, iar mama, Masinca, descendentă a lui Petrache Poenaru. La vârsta de 5 ani, fetița știa să citească în română și germană, iar la 6 ani a învățat limba franceză. Tânăra a studiat la Facultatea de Litere și Filozofie din București, iar în 1908 și-a luat licența în filozofie cu Titu Maiorescu, apoi, la insistențele acestuia, familia a trimis-o la studii în Germania și Franța pentru pregătirea unui doctorat. În 1913 a obținut doctoratul în filozofie la Sorbona, sub îndrumarea lui Levi Brull, apoi i s-a propus o catedră la o universitate din Statele Unite și un post de lector la Paris. Alice Voinescu le-a refuzat pe amândouă, căsătorindu-se în România cu avocatul Stelo Voinescu în 1915. În 1922, Alice Voinescu a preluat catedra de estetică și istoria teatrului la Conservatorul de Artă Dramatică din București, apoi a condus catedra de istoria literaturii dramatice. Conferințele ei erau considerate adevărate prelegeri de umanism, iar cursurile pe care le ținea acopereau dramaturgia clasică franceză, tragedia greacă și drama elisabetană. De asemenea, a ținut cursuri de sociologie la Înalta Școală de Asistență Socială, militând pentru emanciparea și educarea femeilor. În 1940, profesoara a luat atitudine publică împotriva asasinării lui Nicolae Iorga de către agenții infiltrați în mișcarea legionară din grupul lui Traian Boieru și a devenit voce din ce în ce mai cunoscută în societatea românească, iar după război a fost o susținătoare publică a monarhiei și o adversară declarată a regimului stalinist. În februarie 1948, Alice Voinescu a fost pensionată de la catedră, deși se afla în deplină putere creatoare din cauza atitudinilor ei vădit anticomuniste. Pe hârtia pe care a primit-o, motivul invocat de ministrul artelor a fost atitudinea permanent antidemocratică. Prin aceeași decizie, fiind disponibilizat și compozitorul Mihail Jora, titularul catedrei de compoziție de la conservator. În 1951, Alice Voinescu, ajunsă la 66 de ani, a fost arestată pentru că participase la conferințele organizate de prozatorul și jurnalistul Petre Manoliu și a făcut un an și 7 luni de închisoare la Ghencea și la Jilava. Apoi a primit domiciliu obligatoriu în satul Costești, aflat în apropierea localității Târgu Frumos, unde a rămas până în ianuarie 1954. Deschid citatul. Nu vreau să mă gândesc la cele 19 luni petrecute în închisoare. E ceva atât de străin de gândul meu, de soarta mea adevărată, îndreptată spre libertate, încât nu-mi recunosc nicio rudenie, nicio afinitate, nicio coincidență între mine și cele prin care am trecut. Zadarnic am încercat să integrez acest timp în sensul vieții mele. Am vrut să-i găsesc un rost, o explicație. Mă amăgeam când pretindeam că e o mare experiență ce-mi poate folosi. Nu mi-au folosit toată urățenia și murdăria și comicăria decât să mă delimitez mai bine, să mă smulg din ele. Închid citatul. Scria Alice Voinescu în noiembrie 1952, în timpul perioadei în care se afla în domiciliul forțat. După memoriile trimise de către Tudor Vianu, Mihail Jora, Perpesicius, Florica Muzicescu, Camil Petrescu, Victor Eftimiu și Vasile Voiculescu, dar și datorită intervenției lui Petru Groza, Alice Voinescu a fost eliberată și a fost permisă reîntoarcerea la București, dar în următorii ani a fost nevoită să trăiască dintr-o pensie modică și din puținii bani pe care îi obținea făcând traduceri. Scriitoarea a murit în noaptea de 3-4 iunie 1961, la vârsta de 76 de ani. Pe 30 ianuarie 1969, Mircea Șeptilici scria în România Literară, deschid citatul, gândurile și vorbele care au trecut, vibrând încărcate de viață, prin fața microfonului nostru bucureștean, chiar dacă drumul lor e mai îndepărtat și pare uitat, dacă au avut aceste gânduri și vorbe greutatea adevărului, dacă au fost curate și omenești, nu s-au pierdut. Timpul cerne și limpezește. Oamenii au adunat și păstrat cu grijă cuvintele bune scrise și spuse pentru radio, iar bucuria de astăzi, a celor care ascultă emisiunile Manuscris Radiofonic sau Fonoteca de Aur, e tot atât de mare pe cât de prețioase sunt zăcămintele de gânduri și vorbe readuse la lumină. Așa se face că acum câtva timp, într-un ceas de seară, a ieșit din umbra anilor trecuți și s-a făcut auzit un manuscris radiofonic despre eseu, semnat Alice Voinescu. Ce a însemnat Alice Voinescu pentru atâtea și atâtea generații de oameni tineri,
pe atunci care i-au cunoscut cursurile și conferințele, care au avut fericirea. Cuvântul e prea puțin cuprinzător, să-i fie studenți, elevi sau prieteni e greu de spus. Pentru ce Alice Voinescu nu era un dascăl, o profesoară de estetică sau de istoria literaturii dramatice, așa se intitulau didactic, administrativ, cursurile pe care le ținea de la catedră, Alice Voinescu nu era nici profesoară, nici om de artă și cultură, nici doctor în litere și filozofie, nici conferențiar, nici scriitoare, ci un om, un om făcut numai din lumină. Toți marii noștri dascăli cu care ne mândrim au lăsat urme de neșters, volume de specialitate, drumuri de adevăr pentru cei care le-au urmat și continuat învățăturile. Dar Alice Voinescu se dăruia atât de mult, atât de definitiv, în contactul direct și viu, încât prea puține sunt urmele scrise ale învățăturilor ei. Pentru că profesoara Alice Voinescu nu învăța pe nimeni ca un profesor de artă. Alice Voinescu deschidea tuturor poarta largă a adevărului și a eternului uman și de mână cu ultimul ascultător, fermecat de lumina călăuzei, intra în templul artei. Cu câte date și cu câte nume rămânea învățăcelul, nu știu. Ceea ce știu cu adevărat este că întâlnirea cu deschizătorul de drum pentru viață și artă, Alice Voinescu, era hotărătoare pentru oricare din ascultătorii ei. Tragedia și drama, umorul și grotescul, realul și fantasticul, eternul și modernul, căderile și înălțările, toate chinurile și întrebările prin care treceau personajele nemuritoare ale teatrului, se limpezeau, se umanizau trecând prin filtrul de lumină rară, unică, de înțelegere, adevăr și dragoste de oameni, fără limite, care era Alice Voinescu. N-aș vrea o singură clipă să par subiectiv, cuvintele mele de azi sunt mult prea puține pentru umanitatea prețuirilor mărturisite public de toți cei care, în țară sau în străinătate, au cunoscut-o și s-au bucurat de prietenia pe care o dădea tuturor Alice Voinescu. Având câțiva mari prieteni dispăruți mai demult, de care nu se despărțea niciodată, Platon, Eschil, Montaigne, Goethe, Shakespeare, Eminescu și înșiruirea numelor nu știu la ce s-ar putea opri, poate la Paul Claudel și poate la Andrei Gide, cu care se împrietenise real la congresele de filozofie din Pontighi. Având, deci, toate aceste prietenii, nu-și precupețea niciodată timpul și prietenia pentru oricine, pentru orice durere omenească, pentru orice chin care bătea la ușa ei deschisă pentru toți, oricând. Și privind-o pe Alice Voinescu, care avea părul alb de la 18 ani, și ascultând-o, simțeai că vârsta oamenilor trebuie să fie numai tinerețe. Vedeai că albul e cea mai frumoasă culoare. Înțelegeai ce înseamnă transfigurarea, ce înseamnă nimbul și ce putere de seducție are frumusețea spiritului. Într-o zi, acum câțiva ani, inima care le punea pe toate la inimă, inima prin care trecuse atâtea dureri, inima s-a oprit. Cărțile pe care le-a lăsat, studiile, Montaigne și Eschil, sau aspecte din teatrul contemporan și mai ales scrierile postume reeditate, vor pune peste vreme numele Alice Voinescu printre dascălii artei și gândirii românești, dar nu vor putea să arate decât o mică parte din ceea ce a însemnat un om fără nicio umbră, o ființă făcută numai din lumină. Închid citatul. Mircea Șeptelici, România Literară, 30 ianuarie 1969. Deschid citatul. Există restituiri editoriale care, făcând dreptate unei personalități oarecum uitate, intrate în penumbră, aduc un important serviciu istoriei culturii române, dar și dezvoltării ei actuale. O asemenea valoare are și Întâlnire cu eroi din literatură și teatru, o carte voluminoasă apărută în editura Eminescu în 1984. Antologia, beneficiind de un competent, pătrunzător și cald studiu introductiv al lui Dan Grigorescu, propune atenției contribuția intelectuală a celei ce a fost Alice Voinescu. Se destramă astfel o nedreaptă cortină a tăcerii, căci referirile la comentatoarea lui Eschil, a lui Montaigne, a teatrului și filozofiei contemporane au fost în ultimii ani extrem de rare. Se înfăptuiește un act de justiție și mai important, fie și simpla lectura a studiilor acum publicate împreună, iar unele chiar inedite impune numele autoarei. Face ca Alice Voinescu să-și capete locul de frunte meritat în cultura românească. Strălucită studentă a lui Titu Maiorescu, Constantin Rădulescu Motru, Nicolae Iorga, distinsă elevă a lui Lips, Johannes Volkelt, Brunschweig, Lalande, Levi Brull, doctor în filozofie la Paris, cu o teză consacrată școlii din Marburg, iată universitățile de prestigiu ale lui Alice Voinescu. Profesoară la conservator după ce îi se refuzase catedra la Facultatea de Filozofie dintr-o prejudecată legată de sex, eseist literar, critic, teatral, publicist activ, conferențiar cu mare și elevată audiență, colaboratoare a radioului omagiată de Tudor Arghezi într-o tabletă, propagatoare delicată a unui feminism blând și delicat, chiar timid, aș zice, iată, pe scurt, principalele fațete ale activității sale. Închid citatul. Scrie Natalia Stancu în revista Teatrul, în 1984, într-un articol dedicat cărții postume ale lui Alice Voinescu, Întâlnire cu eroi din literatură și teatru.
Jurnalul lui Alice Voinescu cu însemnări despre perioada interbelică și postbelică despre Andrei Jid, Nicolae Iorga, Maruca Cantacuzino, George Enescu, Regina Maria, Marieta Sadova, Mircea Șeptilici, Gala Galaxion sau Vladimir Ghica a fost publicat de editura Albatros în 1997, ediția fiind îngrijită de Maria Ana Murnu și prefațată de Alexandru Paleologu. Acestea fiind spuse, am consemnat. Dacă v-a plăcut acest episod, dați-ne un like sau un comentariu ca să știm de voi, iar dacă încă nu ați făcut-o, dați subscribe la canal. Toate cele bune, în continuare!